Acest an universitar pentru noi, așa cum am menționat și în Gala Premiilor în cuvântul de început, a însemnat foarte multă muncă, un an foarte greu cu foarte multe schimbări legislative în ceea ce înseamnă educația, zona de cercetare, zona de didactic, zona de resursă umană, zona de finanțare, foarte multe schimbări legislative la care a trebuit să facem față. Și șansa mea ca și rector, o spun și de această dată, este cea legată de faptul că am format aici în universitate o echipă. Și repet acest lucru pentru că îmi face o deosebită bucurie, am văzut că începem să formăm o echipă din aproape 300 de oameni, ceea ce înseamnă dascălii universității noastre. A fost un an cu multe activități, ele încep să își arate practic roadele, așa cum se întâmplă în domeniul nostru, e o perioadă a semănatului și vine o perioadă a recoltatului. Practic, spre final de an am început să primim vești bune din partea campaniilor de concurs pentru zona de cercetare și undeva la aproximativ 30, puțin peste 30% la momentul acesta din proiectele depuse au fost declarate câștigătoare. Unele semnate, unele urmează să se semneze. De asemenea, a fost un an frumos în sensul numărului de studenți care s-au înscris acum în sesiunea din vară și din toamnă în cadrul universității noastre și anul acesta au fost în jur de 1000, peste 1400 de studenți, cu mult față de ceea ce era în anii trecuți. Este un semnal bun și încă o dată se vede faptul că prin parteneriatul cu liceele din cele peste 10 județe, parte din ele au fost astăzi aici premiate, avem un feedback din partea liceelor, unul pozitiv, și studenții noștri din anul întâi, absolvenții de liceu de ieri, sunt și se regăsesc pe băncile universității noastre. Se zvonește, și cred că au dreptate, că pregătiți și o surpriză pentru anul viitor. Una, două din ele se pot dezvălui? Da, surprizele sunt surprize. Ceea ce pot să vă spun este că una dintre ele este adresată studenților și celelalte două sunt către zona de didactic și zona de cercetare. Sunt legate și pe partea de infrastructură și evident și pe zona aceasta de resurse umane pentru consolidarea echipei noastre. Dar vă asigur că la momentul în care avem date mai concrete decât aceste discuții pregătitoare și mă bazez și pe acest lucru, o să vă informez foarte clar. Ne doresc mult succes la anul viitor. Stimați colegi, îmi revine onoarea de a acorda un premiu cu totul deosebit pentru întreaga activitate profesională și științifică, care anul acesta este acordată domnului profesor dr. Bencic Ioan. Premiu cu cât el este acordat unui drag și scump prieten.
Și din partea mea vă urez sărbători fericite, toate cele bune, liniște și pace în universitate. Domnul decan Păcală, profesor doctor decan Păcală Nicolae, va acorda de asemenea domnului profesor Bencic o mică atenție cu această ocazie. Dr. Herman Viorel și domnul decan de la Facultatea de Tehnologie a Produselor Agroalimentare, profesor universitar Dr. Livi Șadrian. Universitatea noastră își exprimă gratitudinea față de conducerile liceelor partenere cu care s-a realizat cea mai fructuoasă colaborare în privința orientării școlare și profesionale a elevilor, actuali sau viitori studenți. Din cele peste 160 de licee partenere ale universității, sunt premiate astăzi 7 licee din județele Timiș, Arad, Caraș-Severin, Gorj, Hunedoara și Mehedinți. Din județul Timiș avem 2 premii. Premiul pentru Colegiul de Silvicultură și Agricultură Casa Verde din Timișoara, condus de domnul director Ioan Gheorghe Sancira, pe care îl invit pe scenă. De asemenea, Liceul Francesco Saverio Niti din Timișoara, condus de doamna director Mariana Florina Spălățeu, pe care o invit pe scenă pentru a ridica premiul. Cu liceele care astăzi sunt în fața aulei. Le felicităm încă o dată, mulțumindu-le! Mulțumindu-le și crezând cu tărie că parteneriatul educațional dintre învățământul preuniversitar și cel universitar este în măsură să conducă sistemul de învățământ către performanță și excelență. Vă mulțumim frumos! Sunt deosebit de onorat în calitate de rector să avem în această primă ediție și cu siguranță lucrurile vor merge doar înainte, pentru că așa suntem obișnuiți și așa trebuie să fie și este o normalitate. Vă rog frumos, stimați dascăli, stimați studenți, dragi absolvenți, alumni ai universității, să nu uitați că, și mă adresez în mod special celor care vor absolvi și vor deveni alumni ai universității noastre, așa cum fiecare universitate de prestigiu, universitate care se respectă, ține să aibă o legătură extrem de strânsă cu ceea ce înseamnă zona de activitate după terminarea universității, și universitatea noastră a demarat și am pornit, așa cum vedeți, această fundație. Nu uitați că este fundația noastră, fundația dumneavoastră, și v-aș ruga să vă aduceți aportul pentru tot ceea ce înseamnă un bun mers al acestei fundații. Așadar, mă bucur să chem aici în față pe doamna inginer Amelia Elena Rus, absolventa universității noastre. Pentru a câștiga puțin timp, domnule profesor, cine este cea de-a doua? Cea de-a doua este domnul Micluța Dan Nicolae. Domnul inginer Micluța Dan. Care din motive obiective este la București și a delegat pe cineva să-i ridice. Este pentru noastră, vă mulțumim foarte frumos. Este bine și vă felicit. De asemenea, din partea noastră, primesc o carte, Viața și opera lui Traian Vuia. Vă rog foarte frumos. Domnul inginer, vă rog să transmiteți domnului colegului și absolventului nostru, domnului Micuța Dan, salutele sincere din partea profesorilor și celor care i-au fost colegi și sunt prieteni. Să transmiteți cu căldură această diplomă. Vă rog frumos. Și de asemenea,
cartea celui care a fost Traian Buia, Viața și opera lui Traian Buia. Un moment deosebit de frumos. Aș vrea să aduc în fața dumneavoastră o diplomă membru de onoare a Fundației Excelsior Alumni, Fundația Universității noastre, domnului inginer Erja Iosif, absolvit Universitatea noastră de doar... Absolvit Universitatea noastră, așa cum spuneam, de doar 60 de ani, dacă este adevărat, domnul inginer. Vârsta probabil lăsăm pe domnul inginer să ne-o spună. Vreo 20 și ceva de ani, după cum îl văd că vine de hotărât. Să vă dea Dumnezeu sănătate. Și sunt sigur că puteți fi, în ceea ce ați făcut în activitatea dumneavoastră, un model pentru cei tineri, pentru cei care sunt mai tineri decât dumneavoastră și cei foarte tineri. Să vă dea Dumnezeu sănătate. De asemenea, a fost pregătit pentru dumneavoastră un premiu în valoare de 1000 de lei. Să vă bucurați de ei și să purtați acest simbol, pentru că știu că țineți el și ați dovedit-o în toată activitatea dumneavoastră. Dacă puteți să ne spuneți nouă celor care suntem aici puțin mai tineri decât dumneavoastră, ce vârstă ați atins, domnule inginer? 83 de ani. 83 de ani. Dorește să vă adreseze și să ne adreseze câteva cuvinte, îi permitem și chiar îl rog frumos să facă acest lucru. Domnule rector, doamnelor și domnilor, sunt deosebit de onorat să fiu pe băncile universității după 59 de ani de la terminarea facultății. Amintindu-me de colegii și de profesorii care au fost în timpul facultății, deosebit generații noastre. Și vă mulțumesc că nu ne-ați uitat. Și vă mulțumesc și doresc ca și viitoarea generație, prin metodele și prin tehnologiile noi, să ducă agricultura modernă și dezvoltarea ei de țara românească. Yeah.